nici măcar n-am apucat să gustăm cireșele și hoții ăștia pur și simplu au devastat o parte a recoltei, ori ei, ori noi. Asta este ceea ce trebuie să fac acum. Nu există altă variantă. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Chiar dacă astăzi zâmbesc, așa după cum ați văzut deja în titlu, am fost năpădit de hoți, niște hoți foarte diferiți față de cei pe care îi știm noi în România, dar vreau să vă spun că sunt niște hoți deosebit de ingenioși, așa că o să vă arăt cum m-au lăsat pe mine hoții fără recolta de cireșe și mai ales o să vă arăt ce le pregătesc eu, pentru că bineînțeles că orice acțiune are și reacțiune. Așa că haideți să mergem în livadă să vă arăt ce s-a întâmplat acolo și mai ales ce măsuri trebuie să iau în acest moment. Așa după cum bine știți deja din videourile anterioare, noi avem o livadă în Ungaria, la Bătania. Este o livadă românească, chiar dacă este în Ungaria. Și am constatat că am avut câțiva musafiri nepoftiți care s-au înfruptat din recolta noastră. Nici măcar n-am apucat să gustăm cireșele și hoții ăștia pur și simplu au devastat o parte a recoltei. Dar mi-am lăsat ceva paznici aici pentru că acum este ora 2:35, cred că atâta este ora și în România, nu știu dacă s-a schimbat încă ora cum am trecut granița, că noi suntem la numai câțiva kilometri de graniță. Așa, și vă spun că am fost de dimineață aici și am rămas foarte neplăcut surprins de ceea ce s-a întâmplat. Dar haideți că vă arăt ce s-a întâmplat și mai ales vă fac cunoștință cu paznicii pe care i-am lăsat aici. Pentru că nu se poate, uite-te domnule, la așa cireșe. Da, haideți că bag aici, nu știu dacă se vede, trag puțin crengile să se vadă, da? Pregătim o recoltă, hai că ne mut dincoace, dacă nu s-a văzut bine acolo, uitați-vă aici. Uitați-vă aici, așa. Uitați-vă ce vine, da? Noi să nu avem parte de recolta asta. Și la asta mă refer. Haideți că și întorc camera să vă arăt puțin cum arată în momentul de față pomii și mai ales ce mi-au făcut mie aici hoții ăștia, foarte, foarte ingenioși. Am întors camera și după cum bine vedeți aici, aici avem un cireș, un Gemmesdorf, pentru cei care cunosc soiul ăsta, și uitați-vă cum arată pe el. Uitați-vă aici. Așteaptă să se coacă. Da? Uitați-vă. Și aici, și acolo, nu știu dacă se vede de soare, da? Pentru că, așa cum v-am spus, este amiază. Uitați-vă aici să văd cel mai bine, da? E plin, 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 plin de cireșe. Am muncit foarte mult la livada asta și ar fi păcat ca după atâta muncă să rămân fără recoltă. Și asta mai ales că anul trecut am rămas fără toată recolta, fiind aici în Ungaria, nu am avut acces o perioadă de timp la livadă. Uitați-vă aici ce bine arată. Și am pierdut absolut toată recolta. Tot am aruncat la gunoi. Când am ajuns, deja totul mustea. Și uite, asta este livada. Asta este cireșul nostru, da? Asta este Gemmesdorf. Da? Uitați-vă și aici. Uitați-vă ce bine arată. Incredibil. Deci e foarte, foarte plină. Și haideți că vă arăt unde au năvălit hoții. Ăsta este primul cireș în care mi-am dat seama că cireșele mele au fost furate, pentru că era primul cireș care trebuia să se coacă. Și după cum bine le vedeți deja. Și haideți că voi întoarce camera să vedeți cum arată și mai ales câte au fost. Și cum mi-am dat seama că hoții au năvălit aici. Cireșele sunt aproape coapte aici, după cum bine se vede. Uite, și merg și aici, și aici. Vreau să vă spun că cireșul ăsta a fost plin și uitați-vă aici. Aici mi-am dat seama că hoții vin și fură cireșele. Ei, și vă spun eu cine sunt hoții. Imediat. Uitați-vă aici. Aici gol. Pur și simplu gol. Pur și simplu gol. Aici nu mai este nimic. Au devastat tot. Deci pur și simplu nimic. Uitați-vă acolo. Deci absolut nimic. Și principalii vinovați pentru ceea ce se întâmplă aici în livadă sunt grauri. Nici nu am știut că sunt atâția grauri aici. Cu câțiva ani în urmă erau, dar am crezut că i-am speriat. Au revenit. Așa că astăzi a trebuit să iau măsuri. Așa, repede, repede, pe repede înainte, o să vă fac astăzi cunoștință cu primul meu paznic. Primul meu paznic, după cum bine se vede, este doamna sperietoare.
Am pus-o pentru moment așa până când am mers la magazin. Am mers la Dedeman să cumpăr niște lucruri și apoi am mai făcut încă o chestie. Haideți să vă arăt ce... Uitați-vă acolo. În vârful pomului am pus un băț pe care am, pe care am prins un nylon. L-am tăiat nylonul să treacă vântul prin el și să facă gălăgie. Cel puțin în primă fază să nu îi mai avem aici. Și bineînțeles că aici îl mai avem. Mai avem un prieten. Da? El este prietenul, păzitorul nostru. Scrappy, i-au pus numele băieții. Iată-l pe Scrappy. Hai, Scrappy, sus! El, vreau să vă spun că prinde cam toate păsările care sunt în zonă. Și azi dimineață a și prins 3 bucățele, așa că nu se lasă impresionat de ele. Întorc camera acum și vă arăt ce am mai pregătit aici și de ce sunt atât de supărat, pentru că aici urmează ca în următorii ani să avem foarte multe cireșe și haideți că întorc camera să vedeți. După cum bine vedeți, aici mai avem încă 80 de cireși plantați. Îi vedeți până acolo în capăt spre stradă, da? Cam asta este. Și aici am avut alți musafiri. Ei sunt plantați în primăvară și uitați-vă aici. Au venit iepurii să îi roadă. Bine, și pentru ei pregătim o surpriză, dar trebuie să o luăm măsurită. Și aici au mâncat coaja, iar Scrappy va sta de pază aici. Nu se fură în Ungaria, dar așa am crezut și noi. Și toți graurii de care eu vă spun sunt aici în zona asta. Uitați-vă, în copacii ăștia stau ascunși și de acolo vin și filează livada. Livada care este aici, uitați-vă. După cum bine se vede. Și aici atentează ei să meargă. Uite cât e de mare. Dar le ducem noi acum surpriza și o să merg împreună cu voi să montăm următoarea chestiune care le-o pregătim. Și dintre voi, dacă este cineva care poate să-mi spună ce aș putea face să împrăștii graurii și să-i fac să nu mai vină aici, vă rog, dați-mi un semn de viață și spuneți-mi ce aș putea să fac, pentru că, așa cum vedeți, pur și simplu mă exasperează aici și trebuie să luăm o măsură clară, nu se poate să ajungem în situația în care suntem. Acum mergem pe terasă, unde vom pregăti sperietorile pentru ei și vă arăt ce am cumpărat. Nu știu dacă sunt eficiente, dar merită să încerc. Am fost de dimineață la Dedeman și am căutat o soluție pentru a speria graurii și vă arăt acum ce am găsit. Uite, am găsit un uliu, da, care o să-l agăț pe un băț și să-l pun în vârful pomului. O să vă arăt imediat cum îl instalez acolo. Așa. Am găsit un flamingo, care tot așa are niște rotițe acolo, aripile, nu știu dacă se văd, hai să le apropiem așa, da? Și care va face gălăgie, așa, și cea mai distractivă chestie, la care, vă spun sincer, și eu am zâmbit când am luat-o, am luat-o pe Mimi. Așa că punem o morișcă în vârful pomului, o să pun din loc în loc sperietorile astea și sper să scap de grauri cel puțin în zilele care urmează. Asta până când o să-mi vină un uliu. Am comandat un uliu mare de plastic pe care tot așa o să-l agăț cu o ață, da? Și va sta în vârful unui băț și bățul va fi agățat în vârful unui cireș. Și atunci sper ca treaba asta să-i facă pe ei să se sperie. Așa că până atunci facem și noi ce putem. Și gata, am finalizat parțial, așa că uite, de fapt nu este un Mimi, ci este o buburuză. Hai să ieșim la soare să o și vedeți, că am și făcut-o, da? Haideți, așa să mă întorc. Cum mă întorc mai bine? Așa. Deci, uite aici cum arată. Și asta o să o instalez în vârful unui... Aoleu, auzi ce bate. Deja, sper să nu se rupă, sper să reziste câteva zile și haideți că o las acum jos puțin. Așa. Și acum să vă arăt ce am mai pregătit. Ce le-am mai pregătit la hoții de serviciu. Uite aici.
Uite aici, asta. Și asta o să instalez într-un alt copac. Așa că sperăm ca să dea rezultate. Uite aici ce bine arată. Sperăm să dea rezultate și să scăpăm de ei, să rămânem cu cireșele. Pe principiu, ori ei, ori noi. Asta este ceea ce trebuie să fac acum. Nu există altă variantă. Și după aproximativ o oră de lucru, am finalizat și acum să vă pun să vedem, nu știu dacă se vede. Uite, acolo sus, în vârf, este uliu care se învârte și care dă din aripi. Așa, hai că mergem mai departe să vedeți ce muncă am făcut eu aici. Așa, în partea asta la altă, sus de tot. Așa, hai să mă trag. Da, uitați-vă, acolo așa. Vedeți, acolo este buburuza care se învârte și care sper să-i sperie cât de mult se poate. Și haideți că le-am instalat și un flamingo. Dacă nu le-a plăcut până acum, ăsta l-am pus pe unul dintre pomii care e uscat. Da, și uitați acolo flamingo cum se învârte. Așa, și așa urmează, după ce facem, culegem recolta, urmează ca aici să curățăm și să tăiem ceea ce s-a uscat deja. Așa că astea sunt măsurile pe care le-am luat până acum. Dacă voi aveți alte idei, vă rog să mi le dați, pentru că trebuie să găsim o soluție să scap de graurii ăștia, care, așa cum v-am spus, sunt aici în împrejurim. Eu mi-am mai comandat un uliu, așa cum am spus mai devreme, care va fi agățat și care va sta practic tot așa într-o bâtă în vârful pomului. Dar asta nu cred că va fi suficient în perioada următoare. Așa că dați-mi idei dacă aveți. Știu că mulți dintre voi mi-ați scris atunci când v-am arătat livada noastră de cireș din Ungaria. Ei, iată, de data asta și eu am nevoie de voi, așa că haideți să vedem cum pot să scap. Așa că astea sunt cireșele, uite ce bine arată. Nu uitați să dați un subscribe și ne vedem!